Timp de 5 ani înainte de a fi diagnosticată, o femeie s-a confruntat cu niște simptome incredibile. Vitaminele sunt esențiale pentru menținerea sănătății. Deficiențele se pot crea de-a lungul mai multor ani. Este valabil și pentru vitamina B12. Se găsește în alimente de origine animală, ca brânzeturile, carnea și ouăle. În lipsa ei, organismul nu poate produce globule roșii necesare pentru a transporta oxigenul în corp. Nu este surprinzător că simptomele carenței de B12 includ oboseală și slăbiciune. A fost și cazul unei femei care a fost diagnosticată pentru prima dată la vârsta de 27 de ani, după 5 ani de simptome. Potrivit unui studiu de caz prezentat de B12deficiency.infoholi, acum, în vârstă de 46 de ani, se confruntă cu o carență alimentară de mai bine de 20 de ani. Diagnosticul ei a arătat că avea deficit de B12 și B9 din cauza unei anemii pernicinoase. Afecțiunea face ca sistemul imunitar să atace celulele din stomac, iar organismul nu este capabil să absoarbă vitamina B12. Acesteia nu i s-au prescris suplimentarea corectă de vitamine necesare și în următorii 2 ani starea ei s-a deteriorat. Era țintuită la pat, avea greață constantă, dureri de cap severe, dar și oboseală extremă. Dormea în medie 20-22 de ore în fiecare zi. Avea și schimbări de dispoziție, probleme de memorie pe termen scurt și de vorbire. În încercarea de a-și îmbunătăți starea, Holly a cerut ajutorul unui naturopat. Timp de 2 săptămâni a urmat o dietă strictă și a luat aproximativ 60 de vitamine pe zi, ceea ce a permis să revină treptat la rutina ei cotidiană. Relatează Click pentru femei.ro.